Ale cărui nuanțe sunt terne, în condițiile în care nu mai știm sau nu mai ascultăm sau nu mai vrem să știm ce e bine, ce e rău, ce este conștiinciozitatea, ce este calitatea, ce este drept. Avem nevoie de cavaleri. Deși pare o figură de stil decupată din contextul a ceea ce v-am spus până acum, însă cavalerii sunt cei care pentru mine pot reprezenta un reper profund. Iar astăzi, în studioul Interviul TVH, domnule Cristian Țopescu, vă mulțumesc că sunteți aici, un cavaler. Știți că prima sintagmă, figură de stil, să spun, pe care o rețin, este cavaler al fluierului. Au fost și altele. Însă nu degeaba, probabil că această metaforă și acest spațiu al cavaleriei emană din dumneavoastră, pornind de la domnul Felix Țopescu, tatăl dumneavoastră, care a participat la Olimpiada 1936. Și apoi... și care a fost ofițer de cavalerie. Ofițer de cavalerie, da. Pe vremea aceea, cavaleria era considerată un fel de armă de elită. Ofițerii de cavalerie erau eleganți, spilcuiți, manierați, aveau succes la sexul feminin. Și cineva din conducerea României de atunci a spus: noi nu avem nevoie de o asemenea armă, și s-a desființat cavaleria. Era prin anii 50. Pur și simplu, o armă de elită. Din cavalerie a apărut echipa hipică a României, care a participat la Jocurile Olimpice de la Berlin în 1936. Unul dintre călăreții români, Henri Rang, a câștigat medalia de argint atunci, după un baraj cu un călăreț german, și la festivitatea de premiere a venit Adolf Hitler, care a strâns mâna călăreților români, începând firește cu medaliatul cu argint Henri Rang. Dispariția cavaleriei a fost urmată 10 ani mai târziu de dispariția cailor din România, pentru că un ministru al agriculturii, să-i fie țărâna ușoară, a spus că nu mai e nevoie de cai în agricultură, pentru că au apărut tractoarele și mijloacele mecanizate pot înlocui cai. După câțiva ani s-a constatat că terenurile agricole aflate în pantă nu pot fi lucrate cu mijloace mecanizate, și atunci au reapărut hergheliile până în urmă cu câțiva ani aproape complet distruse. Ori rasa cavalină nu se reface atât de ușor, e nevoie de ani de zile, da. E nevoie de hergherii, au mai rămas în România la ora actuală 4 sau 5 hergherii, înainte erau aproape 20, și mai sunt oameni care cred că aceste animale, care din experiență personală pot să spun că uneori sunt mai bune, mai prietenoase și mai generoase decât unii oameni, nu trebuie să dispară dintre noi. Calul a fost alături de om în războaie, campanii, unii regi au și spus: dau un regat pentru un cal, da? Și ulterior au devenit parteneri de sport ai omului, ceea ce în foarte multe țări se prețuiește. La noi, din păcate, nu mai avem nici măcar un hipodrom, suntem singura țară din Europa de Est, singura capitală fără hipodrom, până și albanezii au la Tirana un hipodrom. Un parlament al cailor cred că ar salva lumea, și mă gândesc cât de greu vă este, fiind conștient și cunoscând experiențial prin viața dumneavoastră valoarea de pildă al cacalului, cât de greu vă este să vedeți cum
oameni surzi și orbi sub aspecte fundamentale defilează și ne conduc destinele. Sigur, asta e o perspectivă negativă. Cum supraviețuiți uneori? A fost momente grele. Cum noi, în general, față de animale, avem o atitudine negativă. Da. Bătrânii spuneau că oamenii care iubesc animalele sunt oameni buni. Iar o altă veche zicală, că Dumnezeu, când a creat lumea, la un moment dat a adus pe lume și caii și a spus să iubiți aceste animale care vă vor fi de folos. Mă rog, asta e partea lirică, sentimentală. Da. Practic însă noi nu mai iubim animalele. Ce se întâmplă cu câinii se știe, ce s-a întâmplat până de curând cu caii de asemenea, probabil ați aflat. Da. Nu ne mai rămâne decât să ne mulțumim cu a mângâia un cal la un concurs hipic, a, da, a-i privi ochii umezi, al săruta pe boticul cald și, ceea ce privește, având trei copii din trei generații diferite, i-am apropiat de aceste animale, i-am îndemnat să iubească și cred că am reușit. Mezinul familiei noastre, care are 15 ani, este un foarte bun călăreț, deocamdată la nivelul de pitici, juniori, poate mai târziu la un alt nivel. Ați fost de două ori campion național, da, în cadrul ultimei arme care mai deținea cai din armata română, nu? Găniceri? Păi, să vă spun cum s-a întâmplat. Odată cu desfințarea cavaleriei, eu eram elev la școala de ofițeri de cavalerie de la Sibiu. În momentul în care s-a desfințat, tatăl meu mi-a spus că singura armă din România care mai are cai sunt grănicerii. Te transfer, nu el, mă rog, cu ajutorul lui, la școala de ofițeri de grăniceri de la Oradea. Acolo am stat 3 ani de zile. Paralel cu școala făceam sport de performanță, echipa se numea Grănicerul Oradea. Și prin anii 60, când grănicerii au trecut de la Ministerul, cum se numea atunci, Forțelor Armate, la Ministerul de Interne, da, echipa hipică din care făceam parte a fost mutată la Giurgiu. Uh-huh. Și la Giurgiu, în anii 60, am câștigat 2 titluri de campion național. 1960, 1962, caii se numeau Gelu și Răsunet. Și am fost racolat, între ghilimele, de Clubul Steaua. Ajungând la Steaua, am continuat sportul de performanță până când a apărut o a doua pasiune a vieții mele profesionale, televiziunea. Televiziunea. Și ați fost mai puțin 83-89, în continuu aproape de mediul acesta al televiziunii, mă înșel. 83? Nu. Am fost aproape sau chiar în interiorul, da, televiziunii publice din 1964 până, da, în 1983. Da, prima perioadă. În 1983, da, din cauza, da, unor afirmații considerate pe vremea aceea nepotrivite, am fost eliberat din funcție, ca să folosesc un limbaj diplomatic, da, și m-am întors la Clubul Steaua, de unde, da, de altfel, da, plecasem, da, și unde am lucrat pe lângă echipa de fotbal, mm-hmm, atunci, mm-hmm, din perioada ei foarte bună, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla în 86 până la Revoluție. În 90, șeful meu de atunci, de la echipa de fotbal, care era fostul mare handbalist Cristian Gațu, mi-a spus: hai, du-te la televiziune, că acolo, da, e locul tău. Da, ajunge. Ai stat destul aici lângă mine. Du-te la televiziune, că acolo e locul tău. Și m-am dus la televiziune. Eram militar, aveam gradul de colonel, tot la îndemnul tatălui meu, nu pleca din armată, da, că ați armata e instituție serioasă și avansezi, mm-hmm, în grad, mm-hmm, cu timpul, pe când la televiziune, ca angajat, nu se știe niciodată când, da, vei funcționa, pentru că acolo se schimbă conducerile, una, o conducere te place, alta nu te place și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Așa a fost. Da. Și m-am întors în 90 la televiziunea română. La prima mea apariție eram îmbrăcat militar și am uimit pe foarte mulți telespectatori care habar n-aveau că eu sunt, da, ofițer, da, în armata. În 89 ați mai avut punctual
o intervenție, să spun. Finala Cupei Campionilor Europeni. Da. Era meciul Milan-Steaua, s-a jucat la Barcelona. Eu până atunci avusesem interzis să ies din țară, în urma celor întâmplate în 83, mi se luase pașaportul, dar la insistențele jucătorilor steliști, mai precis al lui Marius Lăcătuș, care era un fel de purtător de cuvânt, pe lângă Valentin Ceaușescu, care s-a ocupat atunci de echipa Steaua. În ce an a fost? 89. 89, da. Da. Da, da. Am fost inclus în delegația care s-a deplasat la Barcelona pentru meciul cu Milan și Marius Lăcătuș și tot insista pe lângă Valentin Ceaușescu să comenteze nea Cristi, că dânsul ne poartă noroc. Da, da. Și Valentin, nu știu, probabil o fi vorbit cu maica sa, că m-a chemat cu o seară înainte de meci și mi-a spus, dumneavoastră mâine comentați final. Am rămas un pic șocat, pentru că i-am explicat că eu pentru un comentariu mă pregătesc cu o vreme, adun fel de fel de informații. Nu pot într-o noapte să mă pregătesc pentru o finală de Cupa Campionilor Europene. Ce, lasă că te pregătești, lumea ta zice că e spontan, o să te descurci. Și în dimineața meciului a venit un avion cu ziarii sportivi români la Barcelona, pentru că ați pomenit de Ilie Ceaușescu. Generalul Ilie Ceaușescu era atunci șeful nostru pe linie militară, adică el răspundea de Clubul Sportiv Steaua, din care făceam și eu parte. Și un vechi coleg și prieten, Octavian Vintilă, fost campion de scrimă, cu care lucram în biroul de presă al Clubului Steaua, m-a luat deoparte și mi-a spus, trebuie să-ți transmit ceva important din partea lui Nea Ilie. Îi spuneam, Nea Ilie, spuneam generalului Ilie Ceaușescu, care era o adevărată sperietoare, recunosc. Sentimentul de frică a existat când era vorba de el. Și prietenul meu, Tavi Vintilă, mi-a spus, Nea Ilie a zis că soarta ta depinde de tine. Aoleu, zic, adică cum depinde de tine? Păi depinde ce o să spui mâine la microfon. Zic, și ce n-am voie să spun? Și a spus să nu te referi la țara în care ne aflăm, la orașul în care se joacă meciul, la atmosfera de pe stadion, la câți suporteri italieni sunt în tribune, că erau vreo 10.000, români erau vreo 100 și ceva, să nu amintești rezultatele anterioare ale echipelor, pentru că Milan bătuse pe Real Madrid cu 4-0 în semifinale, să nu amintești ce prime au italienii dacă vor câștiga în comparație cu ai noștri. Și după aceste indicații pe care eu le-am numit cele 10 porunci, l-am întrebat zâmbind pe prietenul meu, tu ce crezi? Ce mai am eu voie să spun mâine la meci? Numele jucătorilor pe la care trece mingea, crezi că am voie să le spun? Și mă, cred că numai atât ai voie să spui. Numele jucătorilor, nimic altceva. Acum, soarta a făcut ca Steaua să joace atât de slab, încât nu prea aveam ocazia să spun numele jucătorilor. Ne-au bătut cu 4-0. Era una dintre cele mai bune echipe ale clubului italian, Milan, din vremea aceea, cu 3 jucători olandezi formidabili, Gullit, Rijkaard și Van Basten. Și după meci, am aflat ulterior, în țară se făceau pariuri. Unii spunea, tu mi-ai auzit, a comentat-o pe... Uși, domnule, de aici, că el e suspendat. N-a comentat. Cum n-a comentat? Păi și el ne dădea mănunte despre atmosferă, despre stadion, despre public. N-a spus absolut nimic. Zice, nu era el. Și firește, pariurile s-au încheiat în favoarea celor care au spus că eu eram, dar de fapt eu nu eram. Cât de greu sunteți un om spontan, un om cu care aveați o bogată capacitate de a crea imagini și de a ne purta acolo și mai ales de a susține spiritul și atitudinea fundamentală pentru care se întâmpla lucrul, la fair play-ul, jocul în sine și nu rezultatul. Cât de greu cred că vă era ca să aveți în vedere poruncile
și să vă blocați toate tendințele firești cu care erați obișnuit. Și asta s-a mai întâmplat? Ați mai avut suspendări prin 72 și prin 70, dacă nu mă înșel? Au fost 5 la rând, dar nu vreau acum să apar în fața telespectatorilor ca omul suspendat de atâtea ori în vechi. Dar n-ați avut intenția să vă suspendați, ca să zic așa? Nu, dar au fost chiar caragioase. În 72 am comentat finala Cupei Campionilor Europeni la Belgrad, între echipele Ajax Amsterdam și Juventus Torino. Ajax era antrenat atunci de românul Ștefan Covaci. Și în piața centrală din Belgrad am văzut niște autocare ale uzinelor Fiat din Torino, care patronau echipa Juventus. Și a doua zi, în timpul comentariului, am dat această informație. Zic, echipa Juventus este susținută din tribune de foarte mulți muncitori ai uzinelor Fiat, pe care i-am văzut ieri venind cu autocarele. A fost prima suspendare pentru că cineva de acasă mi-a imputat că eu, de fapt, nu la italieni m-am referit, ci am vrut să scot în evidență faptul că muncitorii români nu au posibilitatea să-și însoțească echipele în străinătate. Sau la Olimpiada de la Montreal în 76, pentru că eram singurul reporter acreditat cel al televiziunii române, în timp ce bulgarii, sârbii, rușii erau echipe de câte 20-40 de comentatori. Și fiind singuri și având o diurnă de $3, o să vă mirați, atâta era diurna noastră pe vremea aceea, n-aveam posibilitatea să închiriez mașini cum făceau colegii mei din alte țări. Și atunci mă deplasam cu metroul și trebuind să comentez atletism și după câteva ore natație, am spus, zic că dau legătura la București și dacă ajung în timp util la piscina nautică, o să iau din nou legătura cu cei de la București, dacă nu, îi rog să suplinească comentariul până când eu reușesc să ajung acolo, fiindcă mă deplasez cu mijloace de transport în comun, de fapt cu metro. Și asta a fost considerată o afirmație tendențioasă, adică ce, noi românii ne deplasăm cu metro în timp ce alții au mașini. Și mă rog, șirul suspendorilor a continuat, nu vreau să le mai amintesc, în general mi-am fixat sau m-am hotărât să uit amintirile neplăcute din viață. Le păstrez pe cele frumoase. Într-un interviu ați spus că v-a preocupat fenomenologia prostiei. Mai ales că Einstein a încercat să prinde câte ce... citat de Einstein. Da, da. Asta am făcut-o chiar în Parlament, le râdeau toți. Am spus că Einstein s-a ocupat de imensitatea, s-a ocupat de dimensiunea Universului și de imensitatea prostiei. Și a adăugat și în ceea ce privește dimensiunea Universului, mai am unele dubii. Dubii. În 1990 s-au strâns 40.000 de semnături prin care oamenii doreau să vadă în dumneavoastră un lider ministerial al sportului. În acel moment ați considerat că nu este locul dumneavoastră. În piața universității erau câțiva oameni care cu niște caiete strângeau semnături ca eu să fiu ministrul sportului. Da. Și după ce au strâns 40.000 de semnături, fără exagerare, au venit la televiziunea română unde eu lucram să-mi arate semnăturile și să mă invite ca a doua zi pe stadionul fost 23 august, unde vor veni cei 40.000 de susținători ai mei, să apar și eu și să le mulțumesc și să fiu de acord cu propunerea lor. Firește că n-am fost de acord, le-am explicat în fel și chip că pasiunea mea este comentariul sportiv și nici de cum nu am aptitudini de demnitar, de ministru, care în loc să se ocupe de sport, stă prin diverse protocoale, întâlniri departe, și nu reușeam deloc să-i conving. Și până la urmă am găsit un argument. I-am întrebat, dragii mei, voi știți pe undeva prin lume un ministru care să fie și comentator sportiv? Am rămas puțin descumpăniți așa. Ce, da, aveți dreptate, nu prea există. E, bine, zic, uite, ăsta este argumentul pentru care, vă rog să mă înțelegeți, eu refuz propunerea voastră. Da, dar dacă refuzați, ce facem cu cei 40.000 pe care noi i-am convocat pe stadion?
trebuie să apăreți diseară la televiziune, să explicați ce ne-ați spus și nouă acum, ca să-i ținem pe oamenii acasă, să nu se ducă până acolo. Și a doua zi seara, la Telesport, se numea emisiunea de informații din sport, am apărut și am spus exact ceea ce v-am spus și dumneavoastră, că nu e locul meu în cadrul ministerial, că eu prefer să rămân comentatorul sportiv, eventual apreciat de cei care mă ascultă. Peste 18 ani, însă lucrurile s-au schimbat și ați simțit că nu în funcția de ministru, în guvern și în parlament, ați putea face ceva pentru sportul românesc. Da. Privind în retrospect cei 4 ani, pentru că ați refuzat să continuați, au fost o experiență cu ce nuanțe și ce culori pentru dumneavoastră? Am fost deseori întrebat cum am ajuns în politică. Primul ministru din acea perioadă, domnul Călin Popescu Tăriceanu, m-a convins spunând că în Parlament trebuie să existe și o voce care să susțină sportul românesc și că eu aș fi această voce. M-a convins în felul acesta, am candidat, am intrat în Parlament, am avut unele inițiative legislative, toate legate de sport. Da. Marea lor majoritate au fost respinse pentru că reprezentantul guvernului spunea suntem de acord, dar nu avem susținere financiară. Refrenul național de atunci ca și cel de acum este n-avem bani, orice idee cât de bună ar fi, se lovește de acest răspuns, n-avem bani. Și după 4 ani de activitate în Parlament, mi-am dat seama că nu e locul meu acolo. Relațiile interumane s-au deteriorat extraordinar în sensul că oameni care sunt colegi, hai să nu zic prieteni, dar fiind colegi, ar fi normal să se poarte civilizat unii cu alții. Ori la cea oră și la ora asta și mai rău, aceste relații interumane s-au deteriorat și parlamentarii când se întâlnesc pe culoare se uită pe zi și unii la alții, se insultă, se acuză, se calomniază. Adică e o atmosferă la care eu, propovăduitorul fair play-ului, nu mai aveam loc. A fost totuși experiență de viață. Poate că dacă n-aș fi făcut-o, aș fi regretat. Dar am făcut-o, mi-a prins bine, dintr-un anumit punct de vedere, m-am edificat cum e cu politica în România și poate că o să reușesc să scriu și o cărticică ceva la genul 4 ani în Parlamentul României. Aceasta este o carte despre dumneavoastră, despre... E un fel de biografie profesională. O biografie profesională. Un prieten, domnul Alexandru Răducanu, a înregistrat pe casete audio ceea ce eu i-am povestit, pentru că recunosc că scriu mai prost decât vorbesc, sau vorbesc mai bine decât scriu. Și după ce am înregistrat pe acele casete audio, împreună le-am transcris, am corectat și a apărut această carte care, mă rog, s-a epuizat foarte repede, nu știu cât de mult a contribuit la o educare a tinerilor care iubesc sportul într-un climat mai civilizat. Sportul, de fapt, reprezintă sau se vrea a reprezenta toată alcătuirea unei societăți. Asta ar fi funcția lui, să fie o dramatizare într-un spațiu observabil de către privitor a tot ceea ce înseamnă reguli, de pildă arbitru, ce înseamnă echipă, ce înseamnă șansa, tot ce e în societate. Iar esența sportului, fair play-ul, jocul pentru joc, nu pentru rezultat. Sau cum vedeți posibilitatea ca toate aceste lucruri, prin urmare, sportul să continue să reprezinte societatea și poate că fiecare societate are sportul pe care îl merită? V-ați retras din comentariul de fotbal, de exemplu, și ați spus de ce? Sportul este o oglindă a societății. Da. Violența atât de prezentă în sport astăzi, mai ales la fotbal, o găsim și în școli, o găsim și pe străzi. Deci este o oglindă a societății, iar pledoaria mea pentru fair play a eșuat. Fair play, de fapt, în traducere exactă, înseamnă comportare corectă față de adversar, arbitru, spectator, nu numai în arenă, ci și în afara arenei. Fair play, joc curat, mă rog, traducere aproximativă.
Ori fair play-ul din sport e aproape pe cale de dispariție, iar ceea ce mi se pare și mai grav este că el încet, încet dispare și din viața noastră de zi cu zi. Nu ne mai privim cu prietenie. Eu, neavând mașină, merg foarte mult pe jos și mă uit pe trotuare așa la oameni care își încrucișează drumurile și se privesc așa pieziși, se privesc cu oarecare răutate, cu invidie, iar dacă ești cumva persoană cunoscută, te analizează din cap până în picioare, cum ești îmbrăcat, cum te manifesti, cum reacționezi și așa mai departe. Ori această deteriorare a relațiilor interumane nu știu de unde provine. Unii spun că din sărăcie, eu cred că din educație. La noi partea cea mai deficitară a societății românești este educația. Educația, da. De aici pornește totul. Educația se face în, să zic, trei etape. Primii 7 ani de acasă, adică familia, da. Apoi școala și după familie și școală, unde înveți lucruri bune, urmează ceea ce pe vremea când eram francofon se numea anturajul, acum se numește mediu. Și adolescentul ajunge într-un mediu care de multe ori îl învață ce? Să fumeze, să bea și mai dramatic să consume și droguri. Adică acest mediu pe care îl putem găsi căutându-l prin cartierele de blocuri, de obicei, unde se adună așa numitele găști. Acest mediu poate distruge tot ceea ce a făcut bun familia și școala. Nu știu care... Care ar fi soluția? Ar fi soluția. Educația. Dar banii pentru educație, cum se vede, ca și pentru sănătate, sunt din ce în ce mai puțin. Și apoi educația, nu prin declarație, ci prin ceea ce suntem ca educatori și atunci penuria de modele. Care sunt în momentul acesta personalitățile care ar putea fi model pentru dumneavoastră? Nu e vorba de preferințele mele, e vorba de niște sondaje pe care le-am citit. Da. Care sunt modelele tinerilor români la ora actuală? Și am constatat că pentru sexul masculin, un model de urmat este un cântăreț de anume gen de muzică. Pe care nu spuneți, dar am înțeles cu toții. Da. Iar pentru sexul feminin, modelul este asistenta TV. Dacă ajungi asistenta TV, înseamnă că ești cineva. Chiar și mă gândesc, să deschid o grămadă de posibilități. Până și la nivelul grădinițelor, am fost cu președinta Federației de Basket, Carmen Tocală, la o grădiniță, să le convingem pe fetițe să joace basket. Și li s-au dat cadouri mici, mai mici, panouri mai mici de basket și ne-am răspândit printre fetițe, întrebându-ne cum întreabă adulții, în mod stupid, ce vrei tu să te faci când o să fii mare, ce îți place, nu știu. Da. Și o fetiță de 5 anișori pe care am întrebat-o, ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Foarte înțepată, mi-a răspuns, eu vreau să mă fac nevastă de fotbalist. Măcar a rămas în zona sportivă. Asta vede ea la televizor, asta ascultă discutându-se în casă. Deci vrea să fie nevastă de fotbalist. Da. În aceste condiții, perspectiva nu o văd ca fiind pozitivă sau cu urme de... cum... Sportul, oglinda societății, înseamnă că sportul, nu știu, următorilor zeci de ani va fi un sport al suprafețelor, al spectacolului cu orice preț, al contrafăcutului? Sportul a devenit o afacere. Afacere. Îndeoseb fotbalul, care este sportul cu cei mai mulți spectatori, da. Pentru că este și foarte ușor de înțeles. Dacă te duci de două ori la un meci de fotbal și cineva cunoscător îți explică regulamentul, în momentul ăla te pretinzi și tu ca fiind cunoscător al fotbalului. Fiecare își dă cu părerea, suntem campioni mondiali la datul cu părerea, dar a devenit o afacere pentru că a intervenit banul. Banul a avut și un efect pozitiv, motivându-i pe sportivii de performanță, dar și un efect negativ pentru că apariția unor posibilități de a câștiga bani mulți, i-a împins pe mulți sportivi de performanță a ceea ce se numește doping. Ori dopingul în lume s-a răspândit și acum la
Jocurile Olimpice de iarnă au apărut câteva cazuri de dopaj. Da. Este un flagel al sportului mondial cu care e foarte greu de luptat, pentru că nu prea există antidot. Sunt țări în care se lucrează și pentru a obține un antidot. Cu ani în urmă am fost invitat la Institutul de Cultură Fizică din Leipzig, în fosta Republică Democrată Germană, cu o delegație de ziariști români și am vizitat mai multe țări și la un moment dat am trecut pe lângă niște uși pe care scria în limba germană Verboten, adică interzis, și l-am întrebat pe cel care ne conducea de ce e interzis să intrăm să vedem ce e acolo. Și mi-a răspuns că aici sunt laboratoarele noastre farmaceutice, nu intră nimeni. Și după ani de zile mi-am dat seama că acolo se fabricau atât substanțele dopante, așa numitele interzise, și antidotul lor ca să nu poți fi descoperit. Iar cum controlele antidoping se fac prin sondaj, există șansa să scapi, să te dopezi, dar să nu fii controlat. Da. Și asta este o ispită extraordinară la care puțin sportivi rezistă. Șansa de a câștiga bani mulți cu ajutorul unor substanțe care să-ți mărească capacitatea musculară, capacitatea energetică și așa mai departe. Concurență acerbă, făcută necinstit, de fapt. Oare de ce avem nevoie neapărat să ajungem primii și cu orice preț, fără nicio formă de principiu? Hai să vă dau un exemplu concret. Să presupunem că dumneavoastră și cu mine ne aliniem la startul unei curse de 100 de metri plat și știm că la linia de sosire, cel care va câștiga va primi un premiu de 100.000 de dolari. Se întâmplă acum în Grand Prix-urile atletice să se dea asemenea premii. Se dau și premii în, cum se numesc, calea de aur, în lingouri de aur. Da. Și atunci, noi doi, cu fața spre linia de sosire, ne gândim cum să facem să câștigăm. Și eu am aflat că dumneavoastră ați luat o pilulă care să vă ajute să câștigați. Eu ce fac atunci? Eu iau două pilule ca să fiu mai tare decât dumneavoastră. Asta se numește doping prin ispita premiilor mari pe care a introdus-o în atletism un fost președinte al Federației Internaționale, un italian, Primo Nebbiolo. Iar apropo de afacere, pe vremea când Comitetul Internațional Olimpic era condus de spaniolul Juan Antonio Samaranch, căruia îi sunt recunoscător că la ideea doamnei Lia Manoliu mi-a acordat cea mai înaltă distinție olimpică, colanul de aur. Domnul Samaranch a fost de acord cu introducerea reclamelor pe bazele sportive olimpice. În momentul în care au apărut reclamele, au apărut interesele mari ale sponsorilor și, evident, sumele pe care sponsorii le plăteau și care ajungeau prin Comitetul Internațional Olimpic la Federațiile Olimpice Naționale, și asta este influența banului în sportul mondial de astăzi. Nu vom mai putea să ne întoarcem la ceea ce era sportul amator, să zic așa. A avut cineva odată o idee, hai să desfințăm toate premiile astea, ne întoarcem la sportul amator, să-l facem de plăcere. Imposibil, nu mai face nimeni de plăcere. E adevărat că a ajunge campion mondial, european, olimpic, înseamnă o perioadă de muncă enormă, de multe sacrificii, de o tinerețe pierdută, dacă pot spune așa, și atunci vrei neapărat ca la capătul unei cariere sportive, care se termină în jurul la 30 de ani, în unele sporturi mai durează, să fii un om împlinit din punct de vedere financiar, pecuniar. Să nu mai faci de plăcere lucrul acesta. Ceea ce se putea înainte, exista bucuria de a te înrola în acest drum pentru beneficiu de a te cunoaște, de a-ți cunoaște limitele, de a te dezvolta. Asta s-a pierdut. Și acum motivațiile sunt exterioare. Ne-am pierdut contactul cu noi înșine. Ne-am pierdut contactul cu ceea ce suntem, cu ceea ce putem deveni, dincolo de beneficiile externe. N-am nimic de adăugat. Ați dat și răspunsul la această problemă grea de explicat. De ce ne-am pierdut motivația interioară și nu ne mai gândim acum decât la stimulentele exterioare.
Sportul despre asta este, de fapt, până la urmă, să poți să privești către tine în interior, să-ți vezi resursele, să vezi când nu mai poți și să poți mai mult. E un fel de traseu inițiatic cu propria viață. Asta era inițial, originar, conceptul, să spun. Să vă dau un exemplu din antichitate pe care l-am citit. În perioada Jocurilor Olimpice Antice, insula Rodos a trimis un atlet care să o reprezinte la Jocurile de la Atena. Acolo el a câștigat proba de săritură în lungime și s-a întors acasă, în Rodos, unde a început să se laude. Eu am fost la Atena, am făcut parte din echipa olimpică, am câștigat săritura în lungime, am sărit atâția metri, am primit atâtea buchete cu flori, am primit atâtea aplauze și se tot lăuda, până când un concetățean din insula Rodos, hai, zice, gata cu laudele, și în limba lor a spus: hic Rodos, hic salta, adică aici e Rodos, aici să sări. Nu ne mai povesti nouă cum ai sărit tu la Atena. Da. Sări aici, la noi acasă. Da. Asta este o trimitere la cei care vorbesc foarte mult, lăudându-se cu proiectele pe care le au, dar nu trec la fapte. Ori la noi, granița dintre vorbă și faptă se trece foarte greu. Da. Dumneavoastră ați încercat și ați reușit să faceți și nu să declarați, deși meseria dumneavoastră a fost o meserie a declarației. Aici e foarte greu să fii convingător prin ceea ce ești. Sunteți general în acest moment. Da. Aveți distincții, ați cunoscut oameni cu totul remarcabil, ați făcut lucrurile fără să spuneți. Și cu toate acestea, impuneți respect, impuneți prin ceea ce sunteți. Noi nu mai suntem, noi ne cosmetizăm în general. Nimicul. Am început discuția noastră, dumneavoastră ați pronunțat cuvântul cavaler. Da. Și mi-am adus aminte cu oarecare umor că am primit o decorație Steaua României în grad de cavaler. Da, da. Și am comentat în felul următor: dacă am practicat sportul hipic, călărie, și eram cavaler în șa, acum, uite, sunt cavaler și în viața de toate zilele. Da. Da, am ajuns la gradul de general, nu datorită nu știu cărui șef de stat care m-a înaintat la acest grad, ci la o vechime care în armată a semnat pentru mine 35 de ani de armată veritabilă, nu de sport în armată. Da. Pentru că după terminarea școlii de ofițeri am făcut parte dintr-o unitate militară în care predam pregătirea fizică celor tineri, apoi fiind grănicer am făcut parte din așa numitele patrule de frontieră care foloseau caii. Cu caii se patrula pe fâșia de frontieră pentru a se descoperi urmele trecerii fâșiei sau a fi descoperiți infractorii. Deci gradul la care am ajuns poate într-o măsură s-a datorat și performanțelor mele sportive, dar nu numai lor. Deci n-am fost sau nu sunt un, cum a zis cineva, general de carton. General de carton, da, 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 da. Cartonul e un ambalaj. Ajungem să ambalăm vid, din păcate, și asta fără nicio trimitere metafizică, pentru că ne confecționăm numai carton. Mă gândeam acum, cum vedeți în retrospect, nu știu, cele mai importante întâlniri pe care le-ați avut? Care au fost cele mai importante întâlniri? Oamenii mari ai destinului dumneavoastră. Rămân în perimetrul sportului. Am cunoscut mari campioni. Să dau câteva exemple. Din țară: Lia Manoliu, Iolanda Balaș, Ivan Pațaichin, Cristian Gațu, Cornel Oțelea, Corneliu Ion, Leonard Doroftei, cu siguranță scap niște nume, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase. Și am constatat, cunoscându-i personal,
că mari campioni sunt și oameni, cum se spune, de caracter, adică oameni pe care te poți bizui în toate împrejurările vieții. Uh-huh. Și asta mi s-a confirmat și cunoscând câțiva mari sportivi din alte țări. Cassius Clay, alias Muhammad Ali, probabil cel mai bun boxer al tuturor timpurilor. În ce împrejurare l-ați întâlnit? Scuzați-mă că vă întreb din... La Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996, Cassius Clay a fost cel care a aprins flacăra olimpică. Și atunci a participat la câteva conferințe de presă. Uh-huh. Eu fiind unul dintre ziariștii acreditați, am fost la acele conferințe de presă. Un alt exemplu este fotbalistul și ulterior antrenorul german Franz Beckenbauer, unul dintre cei trei mari fotbaliști care au devenit campioni mondiali ca jucători și apoi ca antrenori. Franz Beckenbauer a antrenat echipa Germaniei, campioană mondială în 1990, după ce cu echipa națională a țării lui câștigase titlul mondial în 1972 sau 74, mă rog, nu mai știu exact. Și l-am cunoscut pe acest german sobru, elegant, liniștit, care în timpul meciurilor de fotbal nu se agita pe marginea terenului, nu striga la jucătorii lui, stătea tot timpul în picioare, parcă îl văd și acum lângă banca tehnică. Un monument de liniște care m-a impresionat. Zic, uite, mai sunt și asemenea antrenori de fotbal care nu țin neapărat să fie văzuți, că se agită, că mulgă hainele de pe ei la o ratare a echipei lor. Și, evident, tot cu ocazia unor conferințe de presă, m-a impresionat și felul în care vede el sportul, actualmente fiind unul dintre consilierii echipei Bayern München, în care el s-a consacrat ca jucător și acum Bayern München este, după părerea unor specialiști, cea mai bună echipă de fotbal din lume. Da. Spuneați... Deci, omul înseamnă calitate, înseamnă caracter, înseamnă comportare ireproșabilă, nu numai pe terenul de sport, ci și în societate. Sunt, din păcate, exemple în minoritate față de exemplele negative pe care nu vreau să le dau, că intru în conflict cu suporterii unor jucători de fotbal care beau, care se droghează. Da, credința mea este că nu poți să fii campion cu ce mare fără să întrunești a priori aceste condiții de care ați spus, de caracter. Da. Faptul că ajungi campion, cred că este un efect al structurii pe care o ai. Da, mă întreb, mulțumeați la un moment dat tuturor acestor mari sportivi care v-au dat șansa, ca fiind împreună cu ei, să treceți și să treceți prin momente de istoria sportului mondial. Dacă ar fi să faceți o ierarhie a momentelor pe care le-ați comentat și ați participat în direct, care au schimbat destinul sportului mondial, care ar fi acestea? Nu cred că au schimbat chiar destinul sportului mondial, dar au influențat într-o oarecare măsură. Într-o ordine cronologică, ar fi finalele campionatelor mondiale de handbal masculin din anii 1970 și 1974, pe care am avut șansa să le comentez la Paris și la Berlin, și care au fost câștigate de echipa României, pe vremea aceea o echipă cu Cornel Penu, Cornel Oțelea, Cristian Gațu, Werner Stöckle, Radu Voina, Mihai Marinescu, Valentin Samungi, Gheorghe Goran, o echipă extraordinară, provenită dintr-un campionat universitar. Nu o să credeți, dar un campionat universitar câștigat pe atunci de o echipă care se numea Știința București. Jucătorii fiind apoi transferați la Steaua și la Dinamo, au ajuns scheletul, între ghilimele, al echipei naționale campioană mondială. Nu s-a mai întâmplat așa ceva? Nu s-a mai întâmplat pentru că competiții universitare și nici competiții școlare nu mai există la ora actuală. Da. Motiv pentru care copiii nu se mai îndreaptă către sport. Apoi a fost noaptea de vis a Nadiei Comăneci, 17 iulie 1976, când computerele au fost înghețate
la cifrele 1-0-0 și toți comentatorii eram uluiți, nu ne vedeam seama ce notă o fi asta, 1-0-0, până când crainicul arenei n-a spus în limba franceză, Montreal fiind într-un stat în care se vorbește franceză, la Quebec, 10 este nota primită de Nadia Comăneci. Ea a mai primit încă 7 note de 10 în acel concurs și la terminarea unuia dintre concursuri, la ieșirea din forumul de la Montreal, cum se numea arena, o doamnă, cred că avea în jurul la 60 de ani, m-a oprit și, văzându-mi în piept insigna cu România, m-a rugat, vă rog mult, n-aș vrea să mor fără să am și eu o fotografie cu autograful Nadiei Comăneci. Cum să rezist la o asemenea rugăminte? Și a doua zi, în satul olimpic, am rugat-o pe Nadia, care i-a dat fotografia cu autograf și am reîntâlnit-o pe doamnă în seara următoare, în același loc, și i-am dat fotografia și nu vă pot descrie starea ei sufletească în acel moment. Mă întreb, starea dumneavoastră și starea Nadiei, cum puteți să puneți în cuvinte o astfel de întâmplare, nu știu, cardinală? Nu se poate explica în cuvinte. Ești copleșit? Nadia Comăneci avea atunci 14 ani și jumătate. Ea era încă la granița dintre copilărie și adolescență. Mi-a spus mai târziu și eu nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat atunci. Luam notele alea mari, una după alta, și abia mai târziu am înțeles ce am realizat. Și, într-adevăr, ce a realizat ea atunci rămâne cel puțin în memoria canadienilor pentru totdeauna. Da. Au denumit-o zeița de la Montreal, prezentatorul principalului jurnal de știri seara la televiziunea canadiană, avea în spatele lui o fotografie imensă a Nadiei Comăneci pe podiumul olimpic și începea emisiunea spunând: bună seara, dragi telespectatori, se întorcea către fotografie și spunea: bună seara, Nadia. Și acum, dacă te duci în Canada și spui că ești român, imediat ți se amintește numele Nadia. Dacă te duci în Turcia și spui că ești român, imediat ți se amintește numele Hagi sau Popescu. V-ați mai întâlnit cu Nadia Comăneci ulterior, cu siguranță? Da. Ea vine destul de frecvent în România. Este o animatoare sau o promotoare chiar a unor evenimente caritabile. Ea nu uită că este româncă. Cred că noțiunea de patriotism, care e cam desuet acum printre noi, când zici patriotism, cineva se uită la tine și zice: asta ce era pe vremea de ocupare? Da, da. Nu. Nadia este un model de patriotism. Tot ceea ce face ea în America, unde locuiește, și în țările pe unde călătorește, amintește, vorbește întotdeauna despre România. Iar acasă, cum spuneam, finanțează multe evenimente caritabile. Nu pot să dau exemple, că au fost atât de multe, încât cred că nu le pot ține minte. Dar relația mea, nu numai cu Nadia, ci și cu Hagi și cu Ilie Năstase, este nu numai una de afecțiune sufletească, pentru că am trăit împreună niște mari victorii, ci și una personală, de între oameni care se prețuiesc nu numai pentru valoarea lor profesională, ci și pentru ceea ce sunt ei în sinea lor ca oameni. Da, da. Este remarcabil, mă gândeam acum la reprezentarea a României în străinătate, apropo de Hagi, de Nadia Comăneci, cât de mult bine au făcut și fac țării noastre, deși nu asta a fost intenția lor. Cred. Intenția a fost să lucreze cu ei înșiși și să poată să se cunoască mai bine. Și asta este fantastic. Restul vine pe deasupra. Ar fi bine ca de fiecare dată să păstrăm poza Nadiei în spate și a lui Hagi și a lui Ilie Năstase și îmi permit să spun a dumneavoastră. Mulțumesc, nu trebuie să mă lăudați. Am făcut totul din pasiune. Am respectat o deviză profesională care sună în felul următor: să crezi ceea ce spui și să spui ceea ce crezi. O deviză care uneori mi-a adus și necazuri, dar nu regret. Așa am fost, așa voi fi în continuare și rămân pasionat de sport până în ultima clipă a vieții.
Ultima, ați făcut o declarație foarte, nu, e cunoscută, dacă scăpați de temperatura unui anumit meci, la un moment dat o să trăiți. Campionatul Mondial de Fotbal 1994 în Statele Unite ale Americii, echipa României, așa numită generație Daur, a jucat excepțional, a învins Columbia, a învins Statele Unite ale Americii și a jucat la un moment dat într-o fază a competiției cu Argentina, care era campioană mondială antitră, cum se spune. Un meci jucat la o temperatură de peste 40 de grade Celsius pe stadionul, pe arena Pasadena din Los Angeles, în plin soare. Comentatorii nu erau pe vremea aceea protejați de carbine, nici măcar de umbrele. Stăteam în plin soare, într-o tribună a presei, și razele alea solare, evident că au avut efect asupra mea. Am trăit meciul fierbinte, atât exterior datorită soarelui, cât și interior datorită dramatismului acelui meci pe care România l-a câștigat cu 3-2. Și atunci am făcut acea afirmație hazardată, da, mă rog, nu îmi pare rău, am spus că dacă voi scăpa sănătos după acest meci jucat la o asemenea temperatură, într-o asemenea tensiune, înseamnă că voi trăi 100 de ani. Da, da. Așa că există șansa să ne mai reîntâlnim peste vreo 30 de ani. Sunt absolut convins că, și sigur, mă gândesc acum că ați avea posibilitatea să mai, să comentați din nou alte, mă rog, evenimente sportive și apoi să crească orizontul acesta al centenarului. Nu, anii trec, își pun amprenta pe fiecare dintre noi. A fost o afirmație, cum spuneam, hazardată. Poate nu o să ajung la 100 de ani, dar anii pe care i-am trăit și ceea ce am făcut, cred că este o recompensă pentru ceea ce am primit. Îmi permit acum să vă ofer Mintea liniștită și senină, scrisă de Sfinția sa Dalai Lama, din partea editurii Herald. Cred că se potrivește cu ceea ce ați făcut, pentru că efectul sportului cred că este și o minte liniștită și senină, iar oglinda vieții dumneavoastră, așa cum am privit-o în cele 50 de minute care au trecut, este liniștită și senină, mă înșel? Mulțumesc, într-adevăr, titlul îmi place, Mintea liniștită și senină. Este ceea ce urez și eu celor care ne-au privit și ne-au ascultat, să fie liniștiți, senini, înțelegători, toleranți și, înainte de orice, sănătoși. Sănătoși. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-am întâlnit. Știu că aveți multe de făcut și că faceți încă multe. Cu atât mai mult, iată, această întâlnire valorează mult pentru interviurile TVH. Mulțumesc și eu pentru invitație. Aștept cu siguranță următoarea întâlnire. Peste 30 de ani. Peste 30 de ani, da. Cel puțin. Da. Mulțumesc și eu, cu respect tuturor telespectatorilor. Mulțumesc.